regăsit, dragii mei, în bucătăria mea. Astăzi am pentru voi 5 trucuri de bucătărie, 5 trucuri pe care eu le folosesc. Unele dintre ele le-am găsit pe internet, le-am pus la test, mi-au plăcut, le-am păstrat. Și mai am un truc pe care îl voi testa aici cu voi să vedem cum funcționează, pentru că mi s-a părut destul de interesant. Iar restul rămâne de văzut în video de astăzi, ce vreau să vă prezint. Așadar, pentru astăzi, 5 trucuri de ajutor în bucătărie. Sper să vă fie de folos. Primul truc pe care vreau să vi-l arăt, îl știu de ceva vreme și este cu mughia cuțitului, practic cu partea cealaltă, eu zic cotorul cuțitului, partea netăioasă a cuțitului, pur și simplu dăm pe toată roșia și așa o vom decoji mai bine și mai ușor fără să o opărim. Pur și simplu, făcând acest gest, despărțim pielea de membrana roșiei și fiți atenți ce repede se decojește. Evident, roșia trebuie să fie coaptă, căci dacă e așa pârguită, trucul nu funcționează chiar atât de bine, dar când roșiile sunt super bine coapte, funcționează perfect. Nu mai trebuie roșia opărită, totul decurge, după cum vedeți, super simplu și super ușor. Un alt truc pe care îl știu de ceva vreme este acesta cu storsul de lămâie cu această ustensilă de întors carnea pe grătar, practic. Pur și simplu luăm ustensila, introducem, după cum vedeți, lămâia sau portocala sau ce citric avem de stors și pur și simplu apăsăm și e mult mai simplu și scoatem din fruct tot sucul prin această metodă. E mult mai eficientă această metodă decât stoarcerea cu mâna și mă refer că e mai ușor pentru că nu face atâta presiune și iese tot sucul, repet, din lămâie în cazul de față. Vedeți că o întorc pe toate părțile și așa reușesc să o storc foarte, foarte bine. Un truc pe care îl folosesc la cartofi, mai ales când cartofii nu sunt noi, sunt trecuți puțin, sunt bătrânei, le fac așa o linie cu cuțitul pe mijloc, îi pun la fiert, îi testez cu furculița, când furculița iese cu ușurință înseamnă că cartoful este gata, pregătesc un bol cu apă și gheață, pun cartofii acolo, îi las câteva minuțele, iar după uitați-vă cum se curăță de repede, parcă ar fi cartofi noi. Deci trucul ăsta îmi place foarte, foarte mult și funcționează super bine. Haideți să vă arăt cum fac eu spumă de lapte, super, super rapid. Am un borcanel mititel, pun o cantitate mică, cam 3 degete din borcan cu lapte și încep să bat acolo câteva minute, un minut, două. Fiți atenți după un minut jumătate cum arată laptele. Deja ai făcut spumă și este perfect de pus în cafeluță, dacă este cazul. Puteți să faceți asta și cu lapte cald sau cu lapte rece. Eu în cazul de față, fiind vară, am pus lapte rece și uitați-vă ce spumos și super gustos poate să fie. Amestecăm frumos cu cafeluța noastră și totul este executat super, super rapid și super eficient. Adică nu-ți trebuie niciun fel de mașinărie, cu un simplu borcan ai rezolvat situația. Și acum, hai să vă arăt un truc pe care l-am văzut zilele trecute și am vrut să-l încerc alături de voi. Zice că dacă n-ai, eu știu, o râșniță, poți cu blenderul ăsta să faci orice ar face o râșniță. Așa că eu am zis, hai să facem niște piperboabe. Am urmărit și eu video și am făcut exact ce am văzut în video de la trucul respectiv. Și ce să vă spun, a priori funcționează, adică râșnește, dar nu o face atât de bine și nu lasă bobul râșnit precum ar face o râșniță, nici pe departe. Dar la o adică, la o nevoie, dacă nu avem râșniță în casă și avem nevoie de piper boabe râșnit, de exemplu, uite, cam așa rămâne. Adică e destul de ok trucul și la îndemână dacă avem vreo urgență. Dar nu pot să-i zic că e cel mai șmecher truc, căci nu este așa. Dragii mei, și cam până aici acest video, aștept cu nerăbdare să vă citesc în comentarii cu păreri, cu opinii și de ce nu cu alte trucuri de ajutor în bucătărie. Uite, practic ăsta este și scopul genului acesta de clip, să ne ajutăm între noi, să ne fie viața mai ușoară și să terminăm treburile din bucătărie mai rapid. Sper să vă fie de folos acest video, dar vă aștept să vă citesc în comentarii. Ne vedem și ne auzim și data viitoare. V-am pupat! Noapte bună, seară plăcută, bună ziua, depinde la ce oră mă urmăriți. Pa, pa!